Bună ziua, dragi prieteni! Stupina din Târgu Jiu, 14 noiembrie 2013, o vreme mohorâtă, tristă, recoroasă. Ioi, albinele sunt liniștite, viespile încă mai dau târcoale, da? Viespile încă mai dau târcoale, da? Și asta creează neplăceri. Așa. Pentru viespii nu este o problemă. Deci o albinuță răcit afară, înghețat afară. Da. Treceam și aruncam o privire și vedeam cum viespiile încă mai intră în anumite roiuri și mai prăpădesc. Uite. Uite, deja aici am văzut. Aici am văzut cum a intrat. Prin stupină, fie că au fost puse de maniera aceasta, așa, și se văd viespiile aici moarte, da, cantitatea de viespi moarte. Peturile de bere am văzut că sunt mai puțin eficiente decât cele de Coca-Cola sau altceva, așa, fiindcă având spațiu de intrare alb, se orientează foarte repede în ceea ce privește, da, în ceea ce privește partea de ieșire. În schimb, capcanele făcute din PET transparent, se văd aici foarte multe viespi în putrefacție. Va trebui să vin cu o găleată să le colectez. Așa. De asemenea, aici, la fel, capcana, da? De viespi, și nu e foarte multe pline de viespi. Mă rog, la vremea aceasta e mult mai comod pentru ele să nu mai caute în sirop, ci să caute în stupi. Fiindcă familiile sunt în stare de hibernare, în stare de cuib. Impropriu spus hibernare, o să mă critique care o să aibă de când să mă critique.